Filiala Săleaja Crucii Roșii este implicată într-un proiect pilot numit Puncte de prim ajutor în zone izolate. Ca locație a fost ales dealul Corbului din localitatea Sălăjoană Tusa, Comuna Sâc, zonă cu acces dificil pentru comunitate. În cadrul proiectului a fost identificată o familie compusă din șase persoane, familie la domiciliul căreia a fost înființat un punct de prim ajutor semnalizat cu o plăcuță cu un semnul Crucii Roșii. Membrii familiei au fost pregătiți de un instructor al filialei, medicul Catonazita. Familia a acceptat să acorde la nevoie primul ajutor pentru comunitate în mod voluntar folosindu-se de trusa de prim ajutor primită de la reprezentanții Crucii Roșii. Trusa conține EKG, tensiometru, glucometru, telefon mobil și cartele cu minute incluse pentru transmiterea EKG la distanță la serviciul medical specializat pentru telecitire și interpretare. La instruirea familiei au participat și câteva familii din zonă, dar și reprezentanți ai autorităților Comunei Sâg.